Sentință pentru șeful clinicii de hematologie a Spitalului Filantropia din Craiova. Judecătorii de la Tribunalul Dolj l-au condamnat pe Dragoș Gabriel Găman la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru dare de mită și trafic de influență. Hotărârea nu este definitivă. Medicul a fost acuzat de procurori că a cerut o șpagă de 1000 de euro pentru a aranja pensionarea pe caz de boală a unei femei, fiind denunțat chiar de către fiica acesteia. Dragoș Gabriel Găman este și profesor universitar la Facultatea de Medicină din Craiova. Acesta a fost suspectat de procurori că a solicitat o șpagă de 1000 de euro pentru a ajuta la pensionarea pe caz de boală a unei femei, însă ar fi dat mai departe numai 200 de lei. Când a aflat că vrea să bage în buzunar aproape toți banii ceruți, fiica femeii din comuna Giubega s-a hotărât să-l denunțe. Anul trecut, la jumătatea lunii iulie, procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au dispus trimiterea în judecată a inculpatului, iar instanța din Bănie a anunțat sentința după 10 termene. Judecătorii l-au condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare. Sentința poate fi atacată cu apel atât de inculpat cât și de procurori.